Salut! Eu sunt Silviu, de la Electronice Online și în acest video vă voi arăta cum să rezolvăm problema rotiței de volum atunci când nu funcționează. Rotim de rotiță, volum plus, volum minus, aceasta nu funcționează deloc. Mergem pe setări, mergem pe factory setting, introducem parola 4 de 8, mergem pe encoder setting, Debifăm căsuța aceasta, dacă este bifată, o debifăm. Răsăm pentru butoane, pentru Encoder 1, Setting, Positive Direction, Encoder 2, Setting, Positive Direction, Encoder Rating-wise, 1 și 0, detectează. Apăsăm OK. Nu știu cum să țin să... OK. Ok, din nou. Și acum veți observa că rotița de volum funcționează. Cam asta a fost cu rotița de volum. La fel se întâmplă și cu rotița de căutare radio, în caz că nu mai funcționează. Intrați aici, faceți setările exact așa cum este în acest video și va funcționa din nou. Mulțumesc!